Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că revenirea limbii române la statutul de limbă oficială în Republica Moldova este o normalitate istorică și trebuie să se întâmple cât mai repede. Revenirea limbii române la statutul de limbă oficială în Republica Moldova este o normalitate istorică și trebuie să se întâmple cât mai repede. Sintagme precum limbă de stat, limbă oficială sau limbă maternă sunt niște anomalii. L-am felicitat astăzi pe prim-ministrul Dorin Recean pentru susținerea inițiativei ca limba română să revină în toate actele oficiale ale Republicii Moldova, inclusiv în Constituție. În plus, i-am transmis premierului rezultatele recentei vizite pe care am efectuat-o în Azerbaidjan. Vom asigura o parte din necesarul de consum de gaze pentru Republica Moldova prin intermediul contractului de import de gaze azere, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook. El a adăugat că își dorește ca la nivelul Parlamentului să se înființeze rapid o subcomisie care să ajute autoritățile de la Chișinău cu transpunerea legislației potrivit standardelor europene. Obiectivul nostru comun rămâne integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, iar autoritățile de la București vor sprijini fără rezerve și cu toată expertiza guvernul și administrația de la Chișinău, a subliniat Ciolacu. Relatează Digi24.